În acest video vreau să vă arăt cum să vă calculați macronutriențe și caloriile. O să începem pentru o persoană care dorește să slăbească. Pentru început trebuie să ne fixăm macronutrienții. Să avem proteine, carbohidrați, și grăsimi. Bun. La proteine o să folosim 1,5 grame de kilogram corp. La carbohidrați, 2 grame pe kilogram corp. La grăsime o să folosim 1 gram. Bun. Să zicem că persoana care dorește să slăbească are 100 kg. Punem 100 kg. Și acum calculăm. O să avem 150 de grame proteină, 200 de grame carbohidrați și 100 de grame grăsimi. Bun. Acum înmulțim gramele cu câte calorii are un gram de proteină, de carbohidrat și de grăsime. 4, 4, 9. Și o să aflăm caloriile. O să avem 600, 800 și 900. Cum o să facem suma totală? Să fie 2300 calorii. Bun. Asta trebuie să consume o persoană care vrea să se slăbească și întotdeauna o să lucrăm cu carbohidrații. Dacă în primele două săptămâni nu sunt foarte, rezultate foarte mult, mari, nu au slăbit cel puțin un kilogram, atunci o să lucrăm la, o să reducem din carbohidrați. O să reducem, să zicem, între 50 și 100 de grame. Atunci, automat, o să scadă și din calorii minus. Bun. Următorul pas o să vorbesc despre persoana care vrea să crească în masă musculară. Aici tot așa trebuie să fixăm macronutrienții, proteine, carbohidrați și grăsimi. Bun. Aici o să folosim la proteine 2 grame de proteină, pentru că persoana dorește să crească masă musculară. O să adăugăm 6 grame de carbohidrați și 1 gram grăsimi. Bun. Să zicem că această persoană are 70 de kg și dorește să crească masă musculară. O să facem, tot așa o să înmulțim cu kilogramele. Și o să scoatem gramele de proteină și de carbohidrat și de grăsime. Aici o să fie 1140 grame, 420 și 70 de grăsime. Bun. Tot așa o să înmulțim cu 4 și cu 9. O să scoatem caloriile
din proteină, carbohidrat și grăsim. O să fie 560 la proteină, la carbohidrat o să fie 1680, iar la grăsim o să fie 630. Bun, facem totalul, o să ne iasă 2870 calorii. Acesta este totalul de calorii pentru o persoană de 70 de kg care dorește să acumuleze masă musculară. Bun. Această persoană, dacă în două săptămâni sau 4 săptămâni nu a crescut un kg sau un kilogram și sau două, atunci o să lucrăm, o să mărim cantitatea de carbohidrați și de grăsimi. De exemplu, la carbohidrați noi am pus 6 grame, putem să creștem la 7 grame. Iar la grăsimi putem să creștem la 1,5 grame. Atunci o să avem aici un plus de calorii. Bun. Sper că această informație v-a fost utilă și că v-a plăcut acest video.